Mă, eu știi ce zic sincer? Sincer îți zic că nu zic că nu ești, adică așa să-ți dai cu părerea, dar în postura în care te afli, nu că te-ai aflat într-o victimă sau pui mai ceva, că nu, până la urmă nu ești, că tu ai vrut să rupi cu ea. Dar zic să nu zici nimic despre chestia asta. Nu, că poate ascultă, zici, nu zic din nervi. Sau din nu, zic pur și simplu așa. Părerea mea. N-am rupt nimic cu ea pentru că eu nu am avut nimic. Sau, nu am avut ceva cu ea. Unul la mână. Doi la mână. Nu am stat cu ea pentru că nu consider că e fata potrivită pentru mine, care mă face, care m-ar face pe mine fericit. Nu consider că aș putea să am ceva cu ea. Nu sunt îndrăgostit de ea ca să spun chestii la nervi. Mă înțelegi? Da, dar a fost conflictul ăsta între voi și de asta zic că poate... Conflictul ăsta dintre noi nu a fost nimic decât o chestie în care ea m-a denigrat pe mine foarte mult în fața lumii. Și tu știi foarte bine ce-am făcut? Despre ce vorbesc. Tu știi? Doamne, nu mă, știi cum e? Trebuie să ai și caracter. Poți să crizi așa ceva. Dacă n-ai caracter, poți să fii frumos. Și cum e? Poți să fii frumos cât 10 dacă n-ai talent. Deci, rece. Despre asta vorbim. Poți să fii frumos, nu e o femeie urâtă, dar nu are caracter. Adică îți lasă călcată în picioare de toți. Loialitatea, ele loialitate. După 3 zile plâng după bărbați și mă tăvălesc pe aici și mă fac cu oamenii obsedat. 3 săptămâni, care 3 zile, alu. De 3 ori l-a văzut sau nu știu, e treaba ei. Eu nu o judec, dar... Dar nu, dar ne dăm cu părerea, aici nu e vorba de judecată. Dăm cu părerea și n-ai cum să te compari în viața ta cu mine. În viața ta, cât o să treci pe pământul ăsta. N-ai cum, că n-aș face așa ceva 10 ani să stau cu un bărbat, să-mi spun la televizor obsedată și lasă-mă în pace. Păi direct îmi căutam altul. Păi îți asum, dacă îl obosești pe om, normal că te face obsedată, nu? Dar eu nu zic de ce a zis Jador asta. Nu, zic, m-am vrut eu să o zic așa, o complica cineva. O mică paranteză. Știu, o mică paranteză și cred că toate sunt de acord. Adică... Nu văd pe niciunul. Clar, îți dai seama. De acord cu ea. Nu, eu nu-s la sentimentul ei, n-am cum să fiu în viața mea. Și mă. Azi, că ăștia de lagă. Ceva neregulă, eu am zis. Eu zic tot timpul asta. Dar ce e acolo? Baiul este tot îi spune mie. I-a spus în față, nu îi spun pe la spate sau backstage-ul ăla. Cine vreau să spun, îi spun. Cobai. Nu mi-e indiferent, dar nu vreau să mai fac. O zis că eu îi fac o imagine urâtă în fața jadorașilor lui. Jadorașilor. Nu, adică gen, în fața susținătorului lui, eu încerc să-l denigrez. Niciodată. Părerea mea că dacă vrei să-ți fie bine cu el sau lângă el, trebuie să-l lași puțin. Dar eu las. Eu nu-l las? Las și de așa puțin. Eu nu-l las? Uite-te un pic. O să vezi, o să vină el singur, uite. Dar nu mai, nu cred că suntem unul pentru celălalt. Ba, stai cu minte. Nu, e pentru că el... Adică dacă bărbatul de lângă mine, cel puțin care mă apreciază, o zi se schimbă de la alta, nu știu, o zi îți place, a doua zi... Bă, nu, am stat cu ea, am mângâiat-o din milă. Păi puteai să mă eviți frumos, să duci la baie, știi? E de bulversat. Ba, că ai fost la spital din cauza seminei, apoi ieri în emisiune mi-au zis că din cauza mea. Am văzut aseară un vlog că mi-a trimis susținătorul lui, deci mi-a dat lacrimile. Eu nu știu cum ăsta a fost la spital să scoată fere. Adică știam că a fost la spital că mi-a trimis în emisiune, dar m-a durut că din cauza ei și din cauza seminei. Păi chiar m-a durut, că nu vreau să fac niciun om să duc la spital. Am plâns de numai, n-am putut să dorm la 4. Nu vin aici să mă mai arăt. Nu mai contează, că el nu vede. Și dacă nu vede și orb, nu mai vreau să vadă, e răbdare. Nu. Știi cât de frumos să fie omul ăla, nu știu. Asta e părerea mea, să fie cel mai frumos din casă și din toate sezonele. Dacă l-aș vedea disperat după cineva și să îl facă de cacao în fiecare zi o altă femeie... Dar nu l-a făcut, n-a făcut Toni, bă, vă rog frumos, mai puneți în gârca lui Jador toată nebunia ce a creat o. Așa a făcut-o singur, atâta dramă și victimizare. Ce Jador m-a târât cu mine ca și cu un mop prin toată casa. Băi, nu că m-a transformat în cel mai mare mop din lume. Ligi, a spus să faci niște lucruri. Da, normal, că nu mă supărat. Eu mă refer la Jador, nu vreau să fac seasă pro Jador. Dar nu, omul i-a asumat, i-a zis în față, bravo. Băi, ce să-i mai zic? Eu vorbesc despre ea, eu am zis, dacă aș avea un bărbat ca și ea, poate să fie cel mai frumos din univers. Dacă dar pune acest... problema altfel, dacă aș fi o femeie ca și ea, nu dacă aș avea un bărbat. Nu, ca mie nu mi-ar trebui, eu la asta mă refer. Ca femeie, gen, ca dacă bărbat, ar avea caracterul ei, ei nu e la asta mă refer. Să îl facă o femeie, fiecare să-i spună niște lucruri, niște adevăruri, decade în față. Nu, mi se pare că Jador a abordat toată situația într-un mod foarte elegant. Acum, dacă nu mai pot, dacă frate, între sunt deja... Încerc să vă cunosc mai bine, doar că mă doare și pe mine că sunt om. Dar ține-le el, înțelegi? În fiecare zi... Jador. În fiecare zi... Poți să mai țin dacă eu am făcut atât. Pe da, cine, mă? Asta e. Mă încerc pentru asta, pentru vorbele care mi le-au făcut. Adică nu crede nicio secundă că eu aș ține la el. Bă. Și nu mai vreau să mă mai justific. Dacă el zice că nu ține, așa
Că nu mai vreau să intru în polemică. Mie nu mi-a plăcut niciodată gen de când sunt în emisiune și în, așa să-mi placă de el. La început, când nu cunoșteam pe niciunul, mi-erau simpatici amândoi. Așa, bă, greșeala ei a fost alta. Gen, el o simți că tu ai fi o femeie nu știu cum, din momentul în care a văzut, bă, vorbește cu ăla, vorbește cu ăla, vorbește cu ăla. Era liber. Și în momentul în care el a zis că, bă, rămâne când a rămas la ăsta, la hotel, el a zis, bă, că nu-i femeie, poate e așa. Că okay, zicea că dacă tu erai femeie ca lumea, tu nu acceptai să stai, să stea cu tine. M-a plăcut de tine, nu? Ce vrei să zic acum? Că nu contest că poate te-a plăcut de mine sau poate ești fals. Există o două neînțelegeri astea. Eu am îndoială. Eu în momentul în care o să-mi iau o iubită și o fac cu ea, o să vreau să rămân cu ea pentru toată viața. Nu mi-au iubită un an, doi, trei, cinci, zece. Nu, mi-au ca să am siguranța că rămân cu ea pentru toată viața, mă înțelegi? Și nu vreau să există îndoiel că oare stă lângă mine, nu e lângă mine, oare e pentru ceva, un pentru om altceva. Care are probleme de astea, o să vă zic în continuu. Eu am fost cu niște oameni care, crede-mă din suflet, odată nu și-au pus la îndoială despre mine. Ela. Nu și-au pus. Eu mi-am pus. Să există dovezi cum că tu nu ești ceea ce îmi trebuie mie. De punctul meu de vedere. Asta nu înseamnă că tu nu ești o fată deșteaptă. Nu înseamnă că nu ești o fată super ok, arăți bine, am și zis. Nu mai contează. Ești o fată, dar nu ești pentru mine. Da, eu am înțeles și am justificat. Tu mi-ai distrus mie încrederea în femei. Dar tu ți-a nu ți-a plăcut de mie. Deci dacă mă crezi, tu mi-ai distrus mie încrederea în femei. Dar cum? Eu mai... Tu mai dramatiza, că nu-i că... Nu dramatizez. Eu nu am încredere în femei. J'ador. Și totuși se datorează ție. J'ador, nu, dar nu m-a acuzat, că nu e adevărat. Nu, dar chiar nu m-a acuzat, că nu e. Eu nu fac live-uri, nu spun, eu îți spun ție în față. Ai făcut live-uri. Eu nu fac live-uri să te denigrezi, eu spun ție în față ce am de zis. J'ador, nu mai denigrezi. Da, dar atâta timp cât tu o vezi pe ea așa, tu n-ai de ce să ai părerea asta despre toate femeile. Cum să zici că ți-ai pierdut încrederea în femei? Da. Dar nu a fost iubitul meu ca să spună, bă, avem un sentiment de față de asta și m-a trădat. Nici nu mai fost iubita mea ca să spui mie că sunt domnule îndrăgostită și nu m-am atins. Eu n-am spus că ești îndrăgostită, că sunt îndrăgostită de tine. Ba da. Eu n-am spus. Am spus că îmi vacă, am sentimente de alea de... Gen, dacă tu te-ai ferit din camere să faci niște chestii, în spate îmi dai de înțeles că tu ai pe cineva, nu știu, adică asta... Și normal. Dar tu nu mai cunosc deloc. Dacă aș fi stat aici. Ea a zis că a venit pentru mine în emisiune și nu a venit pentru mine în emisiune. Știai că trebuie să vină și Mădălinone, știai că există posibilitatea, simțeai că trebuie să vină și Bogdan și cine știe că cu alți băieți de aici din emisiune okay. Ai mai vorbit. Îmi dai voie acum să din vorbesc câte știu eu. Acum îmi dai voie Ela, să vorbesc eu. Eu din fetele care au fost, puteam să vorbesc cu toate, pentru că când am fost, atunci când am fost la casting, toate vorbeau cu mine, nu știu ce, se băgau în seamă. Nu, eu nici nu le-am dat importanță. Poți să întreb pe Bia, a zis că am fost arogant. Nu le-am dat importanță pentru că eu vorbeam cu tine. Întreabă. Bia! Bine, nu-i nevoie acum nu, de... Eu vreau să zic bine, așa, că eu nu mi-am luat nicio marjă de siguranță să vorbesc cu toate, să le iau pe toate așa la rând. Păi, dar n-aveam încredere. Tu aici în emisiune te dai că îți place de mine și afară vorbeai cu toți băieții. Mai. Cum facem? Ia momentul, stai să zic. L-ai dat pe turcul la o parte ca să mă enervează foarte tare. Stai, stai, stai. Pun în față ele, nu am de ce. Păi nu, că tu vorbești dacă dacă te supăr. Nu ai voie să vorbești. Dacă adevărul meu te supără, nu aș vrea să te supere adevărul meu. Nu e adevărul tău ăsta. Dar ăsta e adevărul. Nu. Tu n-ai venit pentru mine în emisiunea asta.